ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta astăzi cu domnul Vasile Popeangă, membru în biroul politic județean al PNL Goș. Stimate domn, bine ați revenit la noi în emisiune. Stimate domn, mulțumesc mult de tot pentru invitație. Salut pe ascultătorii postului dumneavoastră de radio. Din câte am eu informații, nu puțin la număr. Vă mulțumim, așa este, cifrele confirmă acest lucru. Sunteți o persoană avizată în domeniul economic sau fiscal, să-i spunem așa, acum, la momentul vorbirii, prin prisma experienței de finanțist a dumneavoastră și în egală măsură în administrația centrală, cum se vede programul de guvernare la un prim bilanț, dacă putem să-l numim, de circa 7 luni de la câștigarea alegerilor de către alianța PSD-ALDE, o perioadă destul de agitată în care am asistat la cel puțin o premieră în istoria post-decembristă a României, anume căderea unui guvern, cădere datorată alianței care susține acel guvern. Am avut un program de guvernare în baza căruia această alianță a câștigat, fapt PSD-ul a câștigat alegerile. Am văzut că nu s-a respectat, acum se vine cu un al doilea guvern care încearcă sau nu să ducă mai departe programul de guvernare. Cum vedeți toată această nebuloasă? Păi, haideți să o luăm așa faptic. Dacă făcea opoziția o analiză a guvernării, probabil că cei de la PSD se supărau. Și sunt absolut convins, ziceau că sunt subiectiv, că nu înțeleg... Că e răutate. Da, că e răutate, că nu înțeleg programul de guvernare și așa mai departe. Analiza au făcut-o cei de la PSD. Și am constatat cu toții că din o serie întreagă de măsuri, că mi-e și greu acum, am văzut miniștri care aveau 0 măsuri realizate sau 2 sau 3 măsuri din 10-15 măsuri. Deci... Chiar analiza lor a scos în evidență faptul că programul de guvernare era foarte rămas în urmă și, de așa din aprecierile tot ale lor, cu circa 2 sau 3 luni de zile. Deci din 6 luni măsurile erau întârziate cu 2 sau 3 luni de zile. Deci mi-e greu să mai fac eu o altă apreciere vis-a-vis de program. Sigur, acum... Cauzele sunt multiple, dar în același timp foarte mulți miniștri au fost confirmați. Deși avuseseră rezultate proaste, sigur, foarte proaste. Tot din evaluarea domniilor lor. Deci acum e de așteptat o perioadă pentru că, așa cum bine remarcați, s-a și modificat puțin programul de guvernare. Și pe mine, și aici e o chestiune pe care, sincer, eu n-am înțeles-o în cei 8 ani de zile, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, să vii cu un program de guvernare și să introduci acolo niște prevederi, iar după o săptămână de zile sau 2 săptămâni de zile, pentru că au fost niște comentarii, să spui, domnule, nu mai introducem impozitul pe cifra de afaceri, nu mai... Deci, niște chestiuni care... arată, dacă vreți, o nesiguranță. Eu, acum, sincer, întotdeauna am fost adeptul unei perioade de așteptare. Și trebuie să vedem cât va reuși să recupereze acest guvern din restanțele pe care le-a preluat, așa cum dumnealor afirmă, de la guvernul Grindeanu, până la sfârșitul anului. Pentru că e de așteptat și dacă noile prevederi din ceea ce s-au angajat ei prin programul care a stat la baza investirii guvernului Tudose vor fi realizate sau nu vor fi realizate în perioada următoare. Vom vedea. Sigur că faptul că s-au luat niște măsuri în legătură cu o instituție extrem de importantă, ANAF-ul, care se ocupă cu colectarea, printre altele, a veniturilor, dă de înțeles că una din problemele guvernării o reprezintă resursele financiare. Și atunci să vedem ce se întâmplă în perioada următoare, cum vor evolua lucrurile în perioada următoare, ca să putem, într-adevăr,
după o perioadă de 5-6 luni de zile să... De la acest nou guvern, să tragem niște concluzii, pentru că vă dați seama acum, dacă cineva ar ieși și ar spune, și am și văzut reacția primului ministru, toată lumea spune că nu vor fi bani de salarii, nu vor fi bani de pensii și așa mai departe. E bine să așteptăm o perioadă ca să vorbim pe niște lucruri concrete, să nu anticipăm niște lucruri. Sigur că datele până la ora actuală, pe 6 luni, sunt clare, sunt certe. Vedem ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că, de exemplu, pe mine m-a șocat o declarație a primului ministru, care a zis, dom'le, într-adevăr, deficitul este 3,2 la pe semestru 1, dar poate să fie sub 3 la sfârșitul anului. Corect. Matematic se poate, da. Sigur că matematic se poate, da. Se poate să se întâmple acest lucru. E de văzut, pentru că în semestru 2 ai creșteri de salarii, ai creșteri de pensii și e de văzut de unde vei reduce. Că dacă vei lovi în investiții, sigur că e o treabă foarte simplă, aritmetic, să, așa cum se zizai, să poți să realizezi acest deficit. Și să realizezi deficitul. Să realizezi deficitul, dar asta nu înseamnă ceva sustenabil pentru perioada următoare. Această nouă perioadă de grație, spuneați dumneavoastră, de 5-6 luni, poate reprezenta o gură de oxigen pentru PSD să vadă de unde să mai facă rost de bani, pentru că la momentul vorbirii nu prea se întrevede vreo posibilitate de a lua bani astfel încât să nu creeze un dezechilibru major acolo de unde i-ar lua. E o gură de oxigen pentru PSD? Este, sigur că da. Este o gură de oxigen și mai ales prin faptul că vine după o cădere de guvern, după o analiză făcută și sigur că în toată această perioadă sunt absolut convins că se vor încerca foarte multe variante pentru a reuși să recupereze din restanțele pe care domniile lor au declarat că le au în implementarea programului de guvernare. De altfel, eu vă spun foarte, foarte deschis și foarte, foarte sincer. Am predat o perioadă de timp și finanțele publice și sistemul și fiscalitatea. Sunt niște lucruri în teorie care greu le poți combate. Nu se poate întâmpla în același timp să faci o creștere de venituri și o reducere de fiscalitate. Este greu de suportat impactul și de o parte și de cealaltă. Adică vii cu o reducere de fiscalitate care înseamnă o reducere de venituri, pentru că asta este foarte clar, și te bazezi aici pe o colectare, pe o mărire a bazei de impozitare, care sigur că se face în timp, dar vii pe o creștere de venituri care se aplică la o dată exactă. Da. Și atunci e normal să fie un dezechilibru din punctul ăsta de vedere. Dar, repet, a fost susținut acest program, s-a obținut votul pe programul respectiv. Acum trebuie să vedem ce se va întâmpla după un an de zile de aplicare. De altfel, vedeți că unele din măsuri în ceea ce privește mărirea veniturilor au fost amânate pentru 2018, 2019 și așa mai departe. Și personal nu exclud varianta chiar deloc, raportându-mă la istoria recentă a social-democrației în România, ca la, nu știu, să zic, 1 octombrie să ne trezim cu o nouă decizie de amânare pentru iulie 2018 a majorărilor de salarii. Avem o experiență din punctul ăsta de vedere la mai multe guverne. Știți că s-au prorogat aceste măriri, chiar dacă erau acte normative, rugați în învățământ și știți actul normativ care a reglementat o majorare de salarii și el a tot fost prorogat. Nu, nimic nu este imposibil, pentru că e mai normal să iei asemenea măsuri de prorogare a aplicării unor legi în condițiile în care nu poți să le suporți și poți să duci țara într-o criză.
Da, apropo de sistemul de învățământ și ce este supărător pentru profesor, pentru colegii mei, este maniera în care s-a anulat, efectiv s-a anulat o majorare de 10% de la 1 iulie, care era prinsă anterior și trebuia să intre în vigoare, în ideea în care va intra în aplicare legea salarizării unitare de la 1 iulie. Și iată că această lege a salarizării unitare se duce undeva spre 2018 cu mari șanse spre a doua jumătate. Adică nici nu se acordă ceea ce se promisese și era stipulat clar, nu se pune în aplicare nici ceea ce trebuia să se pună. E absolut deranjant. Auziți, eu, mă rog, legat de toate aceste chestiuni, mi-aduc aminte de niște lideri din domeniul învățământului și sănătății care vorbeau foarte entuziasmați de ceea ce se va întâmpla în acest program de guvernare. Da, de ceea ce se va întâmpla, ce negocieri au avut și așa mai departe, ce se va întâmpla cu veniturile celor care lucrează în învățământ și în sănătate. Nu mai văd acum niciunul să iese să spună ceva. Da, așa este. Nu mai văd niciun, dar spun, erau unii care făceau efectiv spume. Și zicea, domnule, acum când se întâmplă ceea ce se întâmplă, prin aprobarea legii salarizării, nu mai este niciunul să spună, domne, știți, s-au făcut niște analize, nu mai se pot suporta acele majorări cu 1 iulie. Adică se iese cât de cât să explice celor care sunt în învățământ. Și eu nu spun asta ca o constatare a mea. Eu spun lucrul ăsta ca o constatare a celor care lucrează în învățământ și cu care m-am întâlnit și mi-au povestit aceste lucruri. Corect. Ei mi-au povestit, zice, domnule, suntem dezamăgiți și de unii chiar mergeau atât de departe să spună, domnule, ne-au trădat. Și au rezolvat ei problemele, și cei care sunt departe liderii de sindicat, problemele lor care le-au avut, mă rog, și-au pus oamenii care au considerat că trebuie și au rezolvat ce probleme au mai avut ei. Și cu asta, basta, acum nu mai iese niciunul să spună, domnule, nu v-ați ținut de cuvânt, una am negociat și alta ați aprobat prin legea salarizării. Deci, iau zeam pe colegii dumneavoastră că nu am urmărit așa foarte intens chestiunile astea. Eu m-am bucurat, sincer, când am văzut declarațiile pe care le făceau, ce majorări vor fi în învățământ, într-adevăr că se dă importanța cuvenită celor care lucrează în învățământ și în sănătate. Da, știți ce este iarăși frustrant pentru indiferent ce domeniu vorbim din sistemul bugetar? Apropo de liderii de sindicat, aproape fără excepție, cel puțin acum, nu îmi dau seama dacă există vreo excepție, orice lider de sindicat din orice lider de sindicat mare la nivel național, indiferent de domeniu, că vorbim de educație, că vorbim de Ministerul de Interne, că vorbim de sănătate, că vorbim de administrație, niciun lider de sindicat nu a reprezentat până la capăt interesele membrilor săi de sindicat. Fie și-au rezolvat probleme de natură personală, fie, nu știu, cumva s-a căzut la pace cu orânduirea, cu cei care sunt în capul treburilor la București. Cert este că acest sistem sindicalist, dacă putem să-l numim așa, nu este eficient până la capăt într-o societate cum este cea din România. Adică liderul de sindicat are un rol pe care și-l duce până la jumătate, după care brusc constatăm că dispare coloana vertebrală, că dispare vocea, că dispare tonul. Păi nu, problema este că unii din ei nici n-ar mai trebui să mai iese să mai vorbească opinii publice. Eu văd foarte mulți oameni, sincer, vă spun acum foarte deschis, care au, de-a lungul timpului au ocupat anumite funcții și vin acum să dea niște lecții. Când îi văd și ei au efectiv au făcut niște nenorociri în domeniile respective. Făcut niște nenorociri. Cum poți să mai vii acum să spui tu, de exemplu, despre turism, despre stațiunile balneoclimatice, când tu le-ai distrus atunci când ai avut o anumită funcție sau, eu știu, alții din alte domenii. Cum să mai vină, de exemplu, un lider de sindicat să spună ceva când în domeniul lui de activitate mari producători au fost terminați? Corect. N-a fost nicio opoziție.
Adică, doamne, ar trebui să stea deoparte. Eu, sincer, când văd niște oameni din ăștia apărând și vrea să dea lecții de moralitate, lecții de cinste, lecții de ce vreți dumneavoastră, apărând pe la posturile de televiziune și ei în spatele lor au o serie întreagă de... Stai, doamne, dă-te deoparte, ai făcut atâtea lucruri, ți-ai atins niște scopuri, stai în banca ta și nu mai ieși să le mai explici tu oamenilor. Ce să le explici oamenilor? Corect. Și avem o istorie foarte recentă, ca să nu ne ducem în mulți ani în spate, avem un avocat al poporului, sau avem avocatul poporului care este mare lider de sindicat cândva, avem ministrul al educației, secretar general într-o mare confederație sindicală din învățământ. Deci, atât oameni care până la urmă au făcut pactul cu diavolul, să spunem așa, și au schimbat baricada. Problema este să rezolve niște probleme. Că au schimbat-o nu e nimic, dar dacă au schimbat-o în interesul sistemului pe care îl reprezintă, de exemplu în interesul educației sau a sănătății, sau e un lucru foarte bun. Dar să rezolve problemele. Numai să rezolve problemele. Așa este. Schimbăm acum discuția și ne îndreptăm către palierul politic. Știți cum ne place politica în România, parcă e mai balcanică decât oriunde în zona Balcanilor. Am avut această primă parte a anului, o perioadă, sau la finalul primei părți a anului, anume lunile mai-iunie, o perioadă foarte agitată în rândul principalului partid politic al țării, Partidul Social Democrat, unde s-a doborât printr-o moțiune de cenzură la limită cu 8 voturi peste ceea ce trebuia să fie un guvern susținut de Alianța de la Putere. Mai mult, în aceste ultime două săptămâni asistăm din nou la o premieră. PSD este primul partid care în 6 luni de zile elimină din partid prin excludere 2 premieri, anume Victor Ponta a fost premier și Sorin Grindeanu premierul până acum o lună și jumătate. Cum trebuie să privim aceste chestiuni? E vorba de instabilitate, neseriozitate? Nu, eu vreau să spun foarte deschis. Deci în viața politică românească se poate întâmpla orice și nu mai trebuie să fie o surpriză pentru nimeni. Fiindcă tot ce înseamnă viață politică înseamnă discuții, înseamnă angajamente, înseamnă înțelegeri pe care, sigur, părțile ori le respect, ori nu le respect. Eu, sincer, am asistat și cunoscând și niște lucruri, sunt absolut convins că atunci când Grindeanu a fost desemnat pentru prim-ministru, au fost niște înțelegeri între el și conducerea partidului. În mod cert, probabil s-au ajuns la un moment dat când aceste înțelegeri nu au mai fost respectate. Unul hai și unul cea. Sigur că da, și nu, eu n-am fost surprins că PSD-ul a apelat la moțiunea de cenzură, n-avea altă soluție. Condițiile în care primul ministru nu și-a dat demisia, n-avea altă soluție decât să depună moțiune de cenzură. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să mai fie niciun fel de surpriză dacă apar niște lucruri în viața politică care poate n-au apărut în cei 27 de ani, dar apar acum. Pentru că tot în viața politică înseamnă înțelegeri, înseamnă negocieri, înseamnă aranjamente, ce vreți dumneavoastră. Și atunci când părțile ajung la un moment dat de nu se mai înțeleg în ceea ce privește realizarea sau menținerea acestor angajamente, sigur că recurg la toate formele. La toate formele. Pentru mine n-a fost o surpriză. Sigur, eu am vorbit cu niște prieteni și știam cu 2 zile înainte sau cu o zi înainte că moțiunea va trece, pentru că se vehiculase niște chestiuni și dacă nu interveneau votul minorităților, aici a fost tot jocul, s-a îndreptat atenția spre UDMR și înțelegerea a fost făcută cu cei de la minorități. Dacă nu votau minoritățile, sigur, guvernul Grindeanu nu pica. Nu pica. Și atunci,
era greu de imaginat ce se putea întâmpla în perioada următoare. Era într-adevăr o, dacă vreți, o agitație care nu era tocmai normală, mai ales că Parlamentul intra în vacanță parlamentară, guvernul trebuia să ia decizii în toată această perioadă când Parlamentul nu este în activitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, era destul de complicată treaba. Dar asta este, trebuie să ne învățăm încă o dată. Eu am ferma convingere, cunoscând, dacă vreți, și chestiuni de culise și chestiuni de discuție și de aranjamente și de ce vreți dumneavoastră, în viața politică românească se pot întâmpla foarte multe lucruri în perioada următoare. Nu suntem țara care ne-am suspendat un președinte de două ori. Suntem țara care mereu există amenințări la toată lumea. Deci, asta este. Așa este, într-adevăr. Ce șanse sunt ca Victor Ponta să intre într-o nouă formațiune politică, iar acea formațiune politică pe termen mediu să reprezinte o amenințare pentru social-democrație, așa cum de altfel a transmis semnale Victor Ponta că ar dori să facă? Da, eu mi-aș dori să Victor Ponta să aibă curaj. Victor Ponta a ratat o oportunitate extraordinară când putea să facă jocul politic în România. Acum putea să facă jocul politic. El, dacă se ducea spre PRU, pe partidul Ghiță, PRU se putea duce la 10%, vă spun eu foarte, foarte sigur și foarte cert, și atunci era partidul balaman în aceste condiții. Nu cunosc discuțiile, nu cunosc ce promisiuni s-au făcut. Ia că a ratat o oportunitate. Eu m-aș bucura dacă ar avea curaj, pentru că el acum, totuși este tânăr, nu mai are niciun viitor politic dacă nu, în perioada următoare, nu își definitivează ce orientare și ce, cum va activa politic începând din toamnă, din septembrie. Dacă orice lună de întârziere înseamnă pierdere pentru Victor Ponta ca un politic. Dacă își va face o structură, eu vă spun că Victor Ponta poate să facă un partid care să joace un rol de balama. Pentru că este un om politic, mai ales de opoziție, un om politic bun. Are destulă experiență, are de experiență parlamentară, are experiență executivă, are experiență politică. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este un om care, să zicem, domnule, este începător, nu are probabil a dat acum și cu capul de sus și a văzut multe lucruri pe care, la un moment dat, când îi le mai spuneau niște oameni mai bătrini, știți? Nu le credeam. Mai, cum ar zice, niște tineri din ăștia, mai niște expirați din ăștia politic, dar care trecuseră prin niște evenimente, nu le credea. Nu i-a ascultat. Zicea, cine știe ce... Nu o să mi se întâmple mie așa ceva. Da, nu, ce interese sunt, așa. Vedeți, mai sunt și oameni care spun niște lucruri fără să urmărească neapărat un interes. Poate să construiască o formațiune politică balama sincer în perioada următoare. Acum depinde ce echipă își va face și din punctul ăsta de vedere eu cred că Victor Ponta va atrage oameni pentru că are destui prieteni în domenii de specialitate și va fi, dacă va face o formațiune politică și va reuși să stabilească o viziune pentru țară, pe câteva domenii de activitate, cum ar fi învățământ, sănătate, infrastructură și alte domenii care sunt prioritare, IT-ul, energia, pentru România, eu cred că va reuși să atragă mai ales din nehotărâți. Și apropo de atragerea de persoane, presa locală și o parte a presei centrale speculează că
deputatul PSD de Gorj, Alin Băcaru, este posibil să-l urmeze pe Victor Ponta în acest viitor proiect politic. Credeți în această variantă că Alin Băcaru va merge alături de Victor Ponta, pentru că este clar că i-a ținut sau a ținut partea, să spunem, atât premierului cât și grupului care se formase în jurul premierului, și în cazul în care guvernul Grindeanu trecea, cu siguranță acum am fi vorbit de pe alte, sau ar fi vorbit dumnealui de pe alte poziții în Parlamentul României. În politică România, întotdeauna sigur că și riști, nu-ți calcule poate să țese, poate să nu țese. Însă depinde ce calcule politice de viitor își face Alin Băcaru, ce dorește în perioada următoare. Mi-e greu să intuiesc, n-am discutat cu Alin Băcaru de un an jumate, doi ani de zile. Ce calcule își face? Dacă își face niște calcule și dorește să continue viața politică, pentru că el viitor în PSD nu va mai avea. Ca să ne înțelegem foarte clar, indiferent cât va fi actuala conducere. Pentru că a fost de partea lui Grindeanu, din punctul ăsta de vedere, mi-e greu să cred că se poate cumva reabilita. Mi-e greu, da, nu e imposibil. Nu se știe ce înțelegeri și ce mișcări pot să fie în perioada următoare și la PSD. Viața politică e foarte dinamică. Dar, deci, în funcție de analiza pe care și calculele pe care și le face, e posibil să treacă la partidul lui Victor Ponta, să preia organizația de la Gorj, să facă organizația la Gorj și așa mai departe. Deci e posibil orice din punctul ăsta de vedere, dar repet, cred că va face și el o analiză, că este firesc ca om politic, dacă îți dorești un viitor, să-ți faci niște analize și să vezi încotro te îndrepți. Cel mai simplu este când nu-ți mai dorești. Da, corect. Să ceva să fie... Atunci se știe clar încotro merg lucrurile. Sigur. Cât riscă să piardă alianța PSD-ALDE după vacanța parlamentară dacă proiectul lui Victor Ponta va fi transpus în practică? Pierde un număr în senat de parlamentari? Și aici am greu să se fac calcule. Eu știu exact. Fiecare are niște interese de moment și niște interese viitoare. Sunt unii care, dacă interesele de moment sunt satisfăcute de o anumită formațiune politică, la acea formațiune politică stă. Dacă privește în viitor, se duce și constată că formațiunea politică cealaltă îi oferă niște lucruri de viitor, se duce acolo. Astea sunt calcule, e adevărat, sunt, dacă vreți, calcule individualiste. Dar așa și le fac toți parlamentarii. Toți parlamentarii și le fac așa. În momentul în care sunt acolo și calculează foarte exact ce își doresc acum și ce își doresc în perioada următoare. Și depinde și de vârsta pe care o au, pentru că dacă mai stau un mandat, sigur că doresc să-și rezolve niște probleme curente. Cine le poate rezolva problemele curente decât partidele care sunt la putere? La putere, corect. Nu dai cioara din mână pe adipă gard. Și atunci rămân la partidele respective. Dacă sunt mai tineri și doresc să facă cu totul altceva, sigur că se antamează în alte proiecte. Asta e, calculele sunt foarte clare din partea parlamentului. Mai sunt și unii care mai și riscă. Și au riscat unii și sigur că au pierdut. Unii au pierdut, alții au câștigat. Alții au câștigat. Asta corect, e viața. Așa este. Ne gândeam acum la ce se întâmplă sau la ce se aude, la ce vorbește gura păcătoasă a presei centrale, cum că nici actualul premier Mihai Țidose nu pare dispus să-l asculte pe Liviu Dragnea în totalitate. Presa centrală a prezentat câteva decizii aparent ciudate ale premierului. Și tot pe surse se vehiculează că o primă schimbare majoră în componența actualului guvern ar fi înlăturarea ministrului Muncii, fost primar de Craiova, doamna Vasilescu, ce nu se regăsește în planul pe termen mediu al premierului, dar este una dintre protejatele lui Liviu Dragnea.
îl vedeți în stare pe premierul Tudose să facă această mișcare sau orice altă mișcare fără să-l consulte sau să-l pună în temă pe Liviu Dragnea, astfel încât să declanșeze frustrarea acesteia, mânia acesteia? Acum mi-e greu să fac acum niște aprecieri, pentru că, mă rog, eu am fost două legislaturi alături de actualul premier Tudose. Sigur că am și discutat de multe ori în diverse ocazii. Nu pot să spun că îl cunosc foarte bine. N-am fost în niște relații colegiale, așa cum sunt de obicei parlamentari. Eu mă duc la o declarație a domniei sale, care a zis că dacă Liviu Dragnea îi cere demisia în condițiile în care ar avea dreptul să fie premier Liviu Dragnea, și-ar da-o. Da, declarația de la Investire, corect. Deci această declarație și-a dat-o. A dat-o. Deci din punctul ăsta de vedere, mi-e greu acum să intuiesc ce discuții au fost atunci când a fost desemnat Mihai Tudose premier. Pentru că sunt absolut convins că au fost niște discuții foarte clare între el și președintele Liviu Dragnea, președintele PSD-ului. Sunt foarte convins. Acum, depinde cât ce constrângeri au unii și alții, ce viitor sau ce se va mai întâmpla în viața politică românească în perioada următoare, cum se vor mai muta niște lucruri pe tabla de șah a politicii românești. Sunt multe, multe lucruri care pot influența deciziile, dacă vreți, și ale președintelui PSD Liviu Dragnea și ale premierului Mihai Tudose. Și ce este foarte interesant? Oricum, ce pot eu să apreciez, eu vă spun o chestiune. Mihai Tudose are o anumită independență de acțiune. S-a remarcat acest lucru din ultima deci are, săptămână. Din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă ține neapărat să fie premier o perioadă, nu știu cât de mare sau de mică. Deci din punctul ăsta de vedere, el are această independență în a lua niște decizii. Sunt convins de lucrul ăsta. Repet, eu știu mai multe, dar sunt lucruri care pot să fie spuse, lucruri care nu pot să fie spuse. Asta este situația, însă trebuie să ne așteptăm că, și repet lucrul ăsta, vor fi niște mutații în perioada următoare în viața politică românească, zic eu, destul de semnificative, și cu plecări de parlamentari de la un partid la altul și cu înființarea unui nou partid. Se vor întâmpla niște lucruri în perioada următoare. Și atunci, sigur că în funcție de ce se întâmplă, oamenii se repliază. Oamenii politici se repliază. Și atunci iau deciziile și în funcție de situațiile, conjuncturile respectivă la vremea respectivă. Îl prinde finalul 2017 pe Liviu Dragnea în fruntea PSD-ului. Sunt mai multe voci chiar din interiorul socialdemocraților care se uită așa în dungă la ideea că Dragnea să mai fie mult timp președinte. Se știe foarte clar că sunt conflicte, cu toate că PSD-ul, din indiferent ce organizație, neagă acest lucru. Sunt bătălii interne dure. Dacă nu va avea probleme pe linie de justiție, Liviu Dragnea rămâne până în 2020 președintele PSD-ului și deci dacă nu va avea probleme în justiție și va fi și candidatul PSD-ului la președinția României. Da. Indiferent ce scenarii și ce se discută, dar dacă sigur va avea probleme, atunci este firesc că se va întâmpla ce s-a întâmplat și cu ceilalți oameni politici. Asta este viața politică. Întotdeauna când ești o persoană publică, riști.
Și dacă cu cât te ridici mai mult, cu atât te expui. Cu atât te expui mai mult și nu trebuie să te mire. Doamne, pe mine mă surprinde, mă uit la niște oameni. Acum, din ce mai știu și eu, știți că am fost și 8 ani de zile prin Parlamentul ăla și am avut așa posibilitatea să mai și discuți, să te mai și informezi. Mă surprinde așa când văd niște oameni cât de nevinovați sunt ei și cât de sărași și de necăjiți sunt unii din ei și îi vezi așa, când te întreb la un moment dat, doamne, cu ce trăiesc? Iar dacă au firme, cu ce se ocupă firmele lor? Doamne, sunt oameni care îi văd pe la televiziune, pe cuvântul meu, nu știu dacă au servici. Sincer, iar dacă au firme, cu ce se ocupă firmele lor de pot să-și permită niște lucruri, că unii din ei nu sunt deloc săraci. Mă înțelegeți? Deci sunt niște chestiuni așa care cât de cât ar trebui să le dea unora de gândit. Băi, fratele meu, m-am expus ca persoană publică, trebuie să mă aștept la tot felul de lucruri și de consecințe. Asta este viața, nu se spun, au ceva cu mine, domne, e atac politic, e nu știu ce, nu știu cum, dar mă întreb și eu în 27 de ani, cine a furat țara asta, domnul? Soros, ar răspunde unii. Ar răspunde unii, da, Soros, corect. Pentru că tot e la mod acum să-l învinuim pe săracul Soros de tot ce se întâmplă în lumea asta. Da, dar uităm că foarte mulți s-au pregătit pe la fundațiile lui Soros și s-au pregătit bine pe niște domenii de activitate. Da, mă rog, asta e o altă chestiune. Eu de asta rămân extrem de surprins de atitudinea unor oameni. Dom'le, când simți că ești cumva atacat, ți-ai făcut plinul, așa cum zic unii, te dai deoparte și îți vezi de treaba ta, nu mai ieși să mai dai tu lecții în fața oamenilor, lecții de moralitate, lecții de cinste și așa mai departe. Și în egală măsură să pozezi și în fată mare, uite cum sunt atacat eu, deși n-am mâncat usturoi și nici gura nu miroase. Așa da, eu văd, știți, e adevărat. Și cu asta sunt de acord și poate se deranjeze, dar am spus-o întotdeauna. Dom'le, uneori dosarele s-au făcut selectiv. Corect, de acord cu dumneavoastră. Asta, dacă e ceva să reproșez, este acest lucru. Dar unii nu trebuie să se mire pentru că, dați-mi voie, dom'le, sunt niște evoluții la unii de te crucești. Și o lipsă totală de transparență. Vreau să vă spun o chestiune, domnul. Până în 2016, domnul Catena, deci până în 2016, eu am fost printre singurii parlamentari care am avut averea la vedere. N-am avut firme, n-am fost mascat, n-am fost sub niciun fel de formă. Eu auzeam de niște colegi că au firme, au tot felul de chestiuni, făceau cât un business, ceva, pentru că... Cât un ciubuc, ar spune. Da, nu, încă o dată, nu pot să... Vă spun eu, acum le-a mărit, au indemnizații serioase, le-au... Era 50 de milioane indemnizația noastră de parlamentar. Sigur, nu era mică, în comparație cu câștigurile altora și ce mai aveam, sumele forfetare și celelalte, nu era... Ne puteam așa să zicem, dom'le, să ne plângem că... Suntem nu, dar dacă nu mai aveai și alte surse, era greu să poți să te miști. Da, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Stimate domn, vă așteptăm cu mult interes și la alte emisiuni. Cu mare drag vin, pentru că e într-adevăr un post de radio preferat, ca să fiu sincer. Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase, să aveți o zi cât mai plăcută. La fel și eu vă doresc și dumneavoastră și tuturor gorjenilor. Stimați radioascultători, de asemenea și dumneavoastră, la revedere!